Da, mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, iată că au fost mințiți craiovenii, iată colegele locale. Olguța Vasilescu a primit votul lor pentru a fi primarul acestui oraș. La prima oportunitate pleacă de la primărie să ce la Parlamentul României. Să fie clar. Și Olguța Vasilescu pleacă la Parlament. Nu se ține nicio listă, nu vorbim de alte abțibili. Se duce la Parlament și la anul avem alegeri pentru primăria Craiova. Chestiuni de genul prim-ministru, îmi pare rău, dar nu va avea ocazia asta. Nici Liviu Dragnea, nici Olguța Vasilescu, nici un alt PSD. Nu vor putea să desemneze prim-ministru pentru că nu vor avea majoritatea în Parlament. Alte chestiuni. Și în fost în Parlament, scuzați-mă, sunt destul de mulți condamnați. Olguța Vasilescu era că demonstrează că a câștigat cumva lupta cu DNA-ul în momentul de față. Poate că este în fața de imagine a venit Am înțeles întrebarea și vă răspund la ea. Sunt foarte multe momente în care ne sunt date exemple politicieni din alte țări ce pentru o greșeală minoră îi se cere demisia sau își dau demisia din proprie inițiativă. Asta nu se înțelege de către parlamentarii sau politicienii din România care sunt în astfel de situații. Eu pot pleca de la premisa de nevinovăție, mi-o cere Constituția României. Dar atunci, dacă se va dovedi totuși vreo vină, cine dă înapoi încrederea cetățenilor care au votat? Au avut încredere în persoana respectivă și au votat. Și cu toate astea, la momentul votului, avea vină. Mie nu pare rău că doamna Olguța Vasilescu nu va ajunge prim-ministru al României, fiindcă nu are nicio șansă. Probabil, oricât ar spune că e spre binele craiovenilor, pleacă la Parlament pentru binele craiovenilor. Într-adevăr, și pentru binele craiovenilor, că le mai dă o șansă să se gândească să-și aleagă într-adevăr un primar. Fiindcă, dacă stă să inventariem proiectele demarate de Olguța Vasilescu la nivelul municipiului Craiova, dacă e să stăm nemișcați ca lumânarea la nuntă și să pâlpâim numai cu niște. Păi, într-adevăr, Doamne, ce minunată e Olguța Vasilescu, care n-a făcut nimic pentru Craiova. Și-ar vrea să vă exemplific. Deja mă pregătesc să, cu vreo 3 zile înainte să mă duc la casa de bilete, să iau bilet pentru meciul cu Real Madrid, Universitatea Craiova Real Madrid, care a fost anunțat de doamna primar pe 26 noiembrie. Doamna primar a ieșit și a spus, pe 26 noiembrie 2016 vine doamna, vine, aduce Real Madridul la Craiova să inaugurăm stadionul. Dar dar nu e finalizat, nu e finalizat. Asta vă sunt începute, sunt începute, dar e finalizat. În același timp, îmi iau angajamentul că în primul apartament care ar fi dat în folosință în cartierul chinezesc, eu o să mobilez bucătăria respectivului care se mută primul în cartierul chinezesc. Dar să fie și doamna Olguța Vasilescu prezent acolo, ca să ia că se poate face ceva. Dar când va fi gata cartierul chinezesc, pe care l-a demarat dumneavoastră. O să vorbesc cu o firmă de construcții, poate aceeași care a lucrat în bariera Vâlcii 3 ani de zile să reabiliteze o străduță. Să stea 3 ani de zile cu picamul la poartă la Dunăreiu, nu? Ca să vadă ce înseamnă 3 ani de zile să stea unul cu picamul la tine la oraș. Este vina unor firme care au intrat prin insolvență, au avut niște probleme. Doamna Olguța Vasilescu, prima dată și prima dată când a ajuns primar al 3-a, a spus, legislația e foarte proastă. Păi n-a votat-o Dumnezeu. A votat. Probabil trebuie să treacă toți cei parlamentari să ajungă primar, să vadă cât de proaste sunt legile și a fost să se întoarcă în Parlament ca să nu mai facă aceeași greșeală. Probabil ăsta e drumul pe care îl face doamna Olguța Vasilescu. Să fie sănătoasă, salutare și un braț verde. Vorbeați despre autostradă mai devreme. Da. Mi